Bună seara, stimați telespectatori. Astăzi este 23 iulie 1967. Depinde, după unele calendare este 1387, după altele 1683 și în sfârșit după altele este anul 1175. În ce zi a săptămânii vor începe școlile peste 25 de ani? Peste 25 de ani școlile vor începe marți. În ce zi va fi anul nou 2000? Va fi luni. Presupunând că peste 10 ani va mai exista emisiunea XYZ până a treia duminică a lunii iulie, ce dată va fi atunci? A treia duminică din luna iulie va fi data de 17 iulie. Cred că telespectatorii trebuie să știe micul nostru secret. Cunoșteați dinainte întrebările acestea și de aceea au fost răspunsurile atât de prompte. Mulțumesc! Vă spunem, stimați telespectatori, că adoptarea unui nou calendar se află și pe agenda de lucru a Organizației Națiunilor Unite. Tovarășul Manole Docan, din Direcția Organizației Internaționale a Ministerului Afacerilor Externe, vă prezintă pentru elucidare esența problemelor discutate la ONU. Așadar, tovarășe Docan, în ce constă esența propunerii de reformă a calendarului? Organizația Națiunilor Unite a primit din partea reprezentantului permanent al Indiei pe lângă ONU o comunicare privind modificarea actualului calendar. Pe scurt, în ce constă modificarea pe care a propus-o reprezentantul permanent al Indiei? Anul calendaristic are 12 luni, împărțit în 4 trimestre. În fiecare trimestru, prima lună are 31 de zile, iar celelalte 2 luni câte 30 de zile. Asta înseamnă că fiecare trimestru va avea 91 de zile, deci 26 de zile lucrătoare. Cea de-a 365-a zi a anului normal este introdusă ca sărbătoare internațională, denumită zi mondială. De asemenea, în anii bisecți, între 30 iunie și 1 iulie, va mai fi introdusă încă o zi, tot internațională, denumită zi mondială. Trebuie menționat că noul calendar universal se încadrează în calendarul gregorian, adică este vorba numai de o reordonare a zilelor în cadrul acestui calendar. Care au fost argumentele aduse în favoarea reformei calendarului, argumentele pro, ca să spunem așa? Argumentele pro le putem împărți în mai multe categorii. O primă categorie, deci a statelor care au răspuns la propunerea făcută de India, ar consta în aceea că prin uniformizarea lunilor, a trimestrelor, a anelor, calendarul corespunde mai bine necesităților vieții economice, sociale, industriale, satisface, deci, mai multe din cerințele practice. O a doua categorie de răspunsuri constă prin aceea că prin acest sistem se ajunge la o uniformizare a sărbătorilor, a datelor comemorative, respectiv a sărbătorilor. De exemplu, 1 ianuarie va cădea întotdeauna într-o duminică. Noul calendar ar putea intra în vigoare în anul 1978, când 1 ianuarie cade într-o duminică. O a treia categorie de răspunsuri constă în aceea că calendarul propus actual are 12 luni de mărime inegală, ceea ce cauzează numeroase greutăți în domeniul statisticii și al planificării economice. Și ultima categorie de răspunsuri, actualul calendar gregorian nu mai satisface din punct de vedere al activității economice, sociale și al științei. Progresul lumii moderne cere cu necesitate această reformă. E firesc să ascultăm și argumentele contra acestei reforme, contra noului calendar universal care s-au adus. Da. Calendarul gregorian practic universal a dat satisfacție timp de 4 secole, spun unele din state, iar noul calendar nu prezintă avantaje suficiente pentru a compensa repercusiunile serioase care ar avea loc în toate domeniile de activitate umană. O altă categorie de răspunsuri, tot cu caracter negativ, constă în aceea că prea multe dificultăți practice le ridică realizarea noului calendar. Și am putea spune o altă categorie, ultimă categorie de răspunsuri, noul calendar propus este departe de a primi aceeași adeziune pe care o are actualul calendar gregorian și prin aceasta nu a căpătat încă suficient interes din partea opiniei publice mondiale. Aproximativ de 100 de ani se fac eforturi mari pentru a se asigura ceea ce economiștii și statisticienii definesc drept comparabilitate internațională. Este extraordinar de eficient ca în cât mai multe domenii să existe instrumente unice, dacă vreți, instrumente standardizate,
care îi fac ca înțelegerea și cooperarea dintre popoare să se realizeze cu mult mai multă ușurință. Acesta ar fi un argument, ca să spunem așa, major de ordin internațional și cred că țara noastră este deosebit de interesată în asemenea acțiuni. Ne vin numeroase propuneri privind adoptarea unor noi calendare. Unul dintre aceste calendare este propus de profesorul Stan Mateescu, calendar, propunere pe care autorul a trimis-o Organizației Națiunilor Unite. Două, trei cuvinte de prezentare, tovarășe profesor. Ce ați predat dumneavoastră? Eu am predat sculptura și desenul la școlile medii 3, 4 și 6 din orașul Pești. Ca preocupare extrașcolară, de când lucrați la alcătuirea unui nou calendar universal? Din 1910, iar în 1920 l-am definitivat pentru lucrare științifică și a fost trimis la Congresul Internațional de Astronomie, care s-a ținut la Roma în 1922, de către Victor Anestin, la îndemnul poetului Octavian Goga. Și apoi? Și apoi, în 1924, la Liga Națională, la îndemnul lui Nicolae Iorga. Pe ce principiu se bazează calendarul dumneavoastră? Calendarul meu se bazează pe principiu, pentru că se împarte în 13 luni. Egalea câte 28 zile fiecare. Iar luna se împarte în 4 săptămâni fix. Bine, dar 13 ori 28 fac 364. Ce se întâmplă cu a 365-a zi și în anii bisecți cu a 366-a? La 365 zi în anii comuni și a 366 în anii bisecți se intercalează între lunile decembrie și ianuarie ca sărbători internaționale. Și cum se va numi a 13-a lună și unde va fi ea încadrată? A 13-a lună se numește Nove și este intercalată între lunile iunie și iulie, ocupând locul 7 numeric. În realitate, adoptarea unui număr de 13 luni desfințează practic alotimpurile și ceea ce este curios, nu vom ști precis când este iarna, când este vara, nu o să reușim să ne bucurăm de tot ceea ce romantismul acesta tradițional ne asigură până în momentul de față. Trebuie să specificăm că ne vin și multe propuneri destul de stranii. Fără să dau nume, vreau să amintesc că am primit o propunere de calendar în care se spunea ca primele 10 zile dintr-o lună, primele 9 zile dintr-o lună să fie lucrătoare, a 10-a zi să fie sărbătoare, să se lucreze din nou 5 zile, a 6-a zi să fie sărbătoare, să se mai lucreze 3 zile, din nou o sărbătoare, să se lucreze încă 9 zile, iar ultima zi din lună să fie sărbătoare. Destul de stran. Cred că chestiunea cunoașterii timpului, a calculului lui, sau mai degrabă chestiunea folosirii lui judicioase, trebuie privită și prin prisma unor interese sociale majore ale timpului nostru. E vorba de faptul că în procesul dezvoltării personalității omului nou, a omului comunist, o mare importanță o capătă folosirea rațională a timpului de care dispune omul, în așa fel încât el să fie judicios compartimentat între interesele de muncă și preocupările pentru dezvoltarea culturală, a orizontului de cunoaștere, pentru ridicarea permanentă și dezvoltarea gustului pentru artă, literatură și așa mai departe. Deci mă gândesc că o sarcină pe care ar trebui să o aibă în vedere ceva mai mult decât până acum sociologii, psihologii, filozofii noștri, este aceea de a studia mai pe larg bugetul de timp al omului, al familiei, al unui colectiv de muncă, în așa fel încât să se depisteze unele coordonate și jaloane care să organizeze în chip științific, rațional, folosirea timpului liber de către om.